Ok, dar Sela Liz, de ce m-ați chemat aici? Voi nu dormiți, e cam seara afară, nu vi se pare? Păi da, bă, Flifian, te năbăra afară, noi te-am adus și cafea, te năbăra afară, Alice, explică-i tu! Mă, ce, dar nu am înțeles nimic de la tine, așa, să-mi explice Alice, asta am înțeles, Alice, pe bune, chiar explică-mi tu, că nu-l aud pe Darusel. Uite că eu am să-ți explic al lumea, da, deci fii atent, tu mereu ne prencuiești și ne faci tot felul de lucruri, așa că noi ne-am gândit să te punem pe tine să faci ceva, dar nu te prencuiem. Adică... Da, mergem undeva și să te punem să faci ceva, o provocare, nu știm. Cum adică o provocare? Ce să fac? Păi da, stai puțin, doar eu vă prencuiesc, adică ce, nu mi se pare că și... Bă, ce sunt cu băie, bă, ce sunt, bă, cu obicele, bă, dar în sene. Rafa, nici chiar să-l bă, Rafa, uite, ăsta e indiciu, uite, ăsta este un indiciu, bă. Ce indiciu, mă, dar în sene, ce indiciu? Mi-ai arătat ce, mă duci la bucătar să-ți fac burger sau ce? Nu, bă, Rafa, asta este cască de marinar. Cască de marinar? Ce cască de marinar, mă, ca aia de bucătar sau ce, acolo, în fine, mă, ce vrei să-mi faceți, că tot nu înțeleg. Deci, fii atent, Rafa, lasă-mă să vezi mâine, ok? O să vezi mâine acum, du-te și culcă-te. Eu cu Alice o să mergem să ne culcăm. Ok, pa, hai, Alice, hai, Alice, hai. Mă, ce se întâmplă, mă, băi, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ok, mă duc să mă culc, n-am, deci ăștia m-au trezit din somn până la urmă. Eu mă dusesem la somn, chiar mă pusesem de 5 minute în pat, ce am și eu, ca dorm, dar uitați-vă puțin la ăștia, cum vor să-mi facă ei ceva, habar n-am ce au ei în plan să-mi facă mie, sper totuși să nu fie ceva foarte, foarte rău, că nu mi-ar place, dar hai să mă pun acum să dorm și eu foarte frumos și, aolo, sper să nu fie o zi nașpa, mâine sper să uite totuși de toate treburile astea. Da, bă, Rafa, da. Dar Rusel, ce cauți aici? Ai luat-o porbele lui Alice, stai, Alice? Ce se întâmplă? Ce căutați, mă, la mine în cameră? Hai, bă, Alice, hai, bă, Rafael, tu o să dormi jos, ok? Tu o să dormi jos, Da, uitați-vă puțin la ea, ok, deci pentru asta, că ați venit la mine în cameră, nu o să mai faceți nimic mâine. Ceea ce vreți voi să faceți, nu mai faceți nimic, gata, hai, pa, lăsați-mă în pace. Of, uitați-vă unde am ajuns. Din păcate, mă aflu aici, pe insula aceasta, unde am ajuns, deoarece Darusel și cu Alice m-au pedepsit. Da, ați auzit bine, am fost pedepsit de către Darusel și de către Alice, deoarece știți câte prank-uri le-am făcut și toate astea, dar nu mi se pare corect, sincer, adică știți că și ei mi-au făcut prank-ul la rândul lor, dar astăzi ei m-au pedepsit și m-au adus aici, nu știu unde sunt, după cum putem să vedea, sunt pe o insulă aici și singurele mele căi de scăpare, adică cum pot eu să scap, sunt aceste două bărci, dar nu știu unde o să scap pentru că nu știu absolut nicăieri unde mă aflu aici, dar vedem că încolo, în stânga, în față și în dreapta, se află niște insule foarte interesante, după cum putem să vedea, acolo sunt niște vapoare, nu știu ce sunt pe acolo, acolo vedeți că e, mamă, acolo poate, oare acolo să fie casa noastră, insula noastră unde ajungem spre casă, nu știu, o să vedem în secundele următoare. Minutele următoare și acolo vedem că este un fel de sat. Chiar nu știu ce mă așteaptă, dar să sperăm că am auzit că pe aici sunt foarte multe vietăți, cum ar fi rechini, adică rechinii cele mai nașpa. Uitați-vă puțin acolo, vedeți deja rechinul acela. Eu nu știu ce, cum o să mă descurc eu aici singur pe această plută, pentru că vedeți că am o plută și încă una acolo, dar eu trebuie să mă folosesc doar de una, pentru că din păcate nu sunt cu nimeni altcineva, dar Rusel și cu Alex m-au părăsit, m-au lăsat singuri aici, deci m-au adus ei aici și ei au plecat dintr-o dată, nu știu. Acum sunt singur și trebuie să fiu supus practic problem. De aici să văd cum o să scap, cum o să ajung eu acasă, că, da, nu știu dacă mai ajung, dar urați-mi succes, urați-mi noroc, că nu știu dacă o să mai trăiesc după videoclipul acesta. Opa, după cum puteți vedea, să face și noaptea afară, să mi se pare mie, da, se înserează, se începe totul să fie mult, mult mai greu, dar după cum puteți vedea, aici am niște indicații, cum ar veni, trebuie să conducem acel raft, acea pluta noastră pe care o avem, acea bărcuță pe care o avem acolo, după cum puteți vedea, una din acele două, trebuie să mergem cu ele, trebuie să mergem să găsim insula de trader pentru a cumpăra niște bunuri, cred că aceea din fața de unde sunt navele alea, așa, habar n-am, adică nu știu care, dar o să vedem, o să explorăm fiecare insulă, dacă putem ajunge, că vedeți, s-a lăsat și noaptea și nu știu ce o să mai fac, dar haideți să vedem în continuare, deci rafturile au niște chesturi, e bine că avem niște chesturi acolo, un spațiu de depozitare, ca să pun eu chestiile pe care o să le găsesc, sper să găsesc mai multe chestii și după cum puteți vedea, trebuie să completez niște questuri pentru a colecta niște emeralde. Vedem aici, avem o carte aici și putem avea, vedeți aici, get walk planks, adică trebuie să cumpărăm, să luăm cât mai multe chestii. Să găsim și cu acestea o să primim niște emeralde cu care sincer nu știu ce să fac, dar te sperăm că o să scap cu bine de aici, pentru că vedeți s-a făcut și noapte și văd că pe aici sunt foarte, foarte multe vietăți, după cum putem să vedea acolo se află și o meduză, nu știu câte chestii sunt pe aici, sunt și aolo, nu știu ce să fac, dar urați-mi noroc, dați acolo un like să scap și eu cu bine. Și acum cred că a venit momentul să ne aventurăm, să plecăm pe barcă, s-a făcut și noapte, n-am ce să mai fac, nu știu ce să fac, mi-e foame, am nevoie de mâncare, am nevoie de hrană, am nevoie de apă, am nevoie de orice, trebuie să plec în căutare, nu mai am nicio scăpare, adică aia, mă pun aici cu raftul și o să plec în partea aceasta.
asta, s-ar putea ca în partea aceasta, insula aceasta este cea mai aproape. A, după cum puteți vedea, de fapt aici e o insulă mică, o să mergem după aceea. Prima oară vreau să merg la insula aceasta, să vedem ce se află aici. După cum puteți vedea, sunt foarte multe bucăți pe aici și ia stați puțin. Oare dacă dau eu în bucățile astea, mamă, cred că vine rechinul după mine. Sau mi se pare, nu, ăștia sunt delfini, sunt delfini. Ok, deci am scăpat. Acum e momentan, totul este bine. Vedeți că avem chestiile astea pe aici? Nu, nu cred că facem nimic cu ele. Dacă apăs eu pe ele cumva, să sperăm că nu o să cad. A, uitați. A, deci acesta așa facem. A, da, chiar am primit 10 emeralde. Este totul perfect, totul bine, frumos. Acum mamă, parcă a dat ceva în mine sau mi s-a părut. Avem și un colac pe aici. Hai să vedem să urcăm. Mamă, stați puțin că mă ia. Mă, ce e acolo? Ce e ăla în apă? Așa. Nu. Calmează-te, Rafael. Nu. Rechinu. Gata. Opa. Mamă, mi-e frică. Nu știu ce să mai fac, sincer. Mă duc pe aici. Hai să vedem ce se află în partea aceasta. Ok, nu se află nimic. Trebuie să caut ceva, dar nu știu ce să caut. Ok, cred că nu a fost cea mai bună idee să vin aici. Vedeți că rechinul se ține tot după mine. Mă, stai un puțin, rechinul ăsta cum da? Nu. Cred că ar trebui să mă întorc aici. De fapt, stai puțin. Hai să urcăm pe aici și să vedem care e faza cu chestiile acestea. Dacă ne punem noi pe astea, oare se întâmplă ceva? Nu pare să se întâmple absolut nimic. În partea aceasta, vedeți că e chestia asta aici. A, credeam că e ceva să află de desubt. Nu se află nimic. Nu știu ce să caut pe aici. A, ok, vedem că avem aici. Fac o schemă repede. Doamne ajută să ajung repede pe ăsta. Gata, perfect, am scăpat. Acum trebuie să caut un loc pe unde să scap aici, să găsesc ceva, dar ce trebuie să mai găsesc? Stați puțin, mă uit așa puțin prin asta. Deci am găsit niște chestii de alea. Trebuie să fac un crafting table, ok. Trebuie să fac un pickaxe de stone, trebuie să fac o sabie de stone, trebuie să fac niște pește, să fac mai multe chestii. Ok, acum ceea ce va trebui eu să fac, nu știu ce trebuie să fac, dar vreau să explorez în partea asta. Vedeți cum s-a făcut noapte? Vin și zombie să spawnează toate vietățile astea de care trebuie să scap, sincer. Adică n-am nevoie de nimeni, mai bine stau singur decât să am vietăți de astea pe lângă mine, să am zombie și astea, mai bine trăiesc singur. Am făcut un crafting table, acum trebuie să fac un pickaxe de stone, dar după cum puteți vedea, mă, ce se întâmplă aici? Mi se dă asta la fund, sper să nu se pună la fund. Ok. Acum trebuie să caut stone pentru a face, dar nu știu unde pot eu să găsesc stone. Chiar nu știu ce trebuie să fac mai exact, cum pot să scap de aici. Mamă, stați puțin că vine rechinul după mine. Mamă, mi-e frică. Deci pe aici ar trebui să fie stone, cred, nu? Sau pe unde putem, face noi rost de stone? Habar n-am nicio idee, dar haideți că mai explorez prin partea asta. Mă, da, să dă tot la fund asta. Ce se întâmplă cu pluta mea? Mamă, deci vine ăștia după mine. Ok, ăla nu e rechin, e bine, e delfin, am scăpat. Mamă, după cum puteți vedea, parcă văd ceva acolo. Ok, văd ceva acolo, este foarte interesant, dar să sperăm că nu e nimic așa rău. Deci mă duc în partea aceasta. Vreau să ajung pe insula aceasta, că am zis că vreau să ajung acolo. O să-mi mamă, la cred că e templu, dar n-avem cum să intrăm în templu, deoarece mă mănâncă toate vietățile pe aici și nu știu cum mai pot să mai scap eu, sincer. Dar haideți să mergem foarte, foarte frumos în partea aceasta, să vedem ce se află pe această insulă. Mamă, să stați puțin, ăștia sunt cumva mai mulți rechini. De fapt, nu cred că e bine. Nu. Mamă, s-află și schelet pe aici. Nu e bine. Trebuie să urc repede, să scop așa. Gata, nu mai știu să mai vorbesc. Stați puțin, trebuie să-i omor pe ăștia. Am acest pickaxe care mă va ajuta, cred, sper eu. Ok, i-am aruncat în apă. Cred că e cât de cât ok. Ia, poate să iau la bătaie cu ea. Aia nu se iau la bătaie, în fine, am înțeles. Acum mergem prin partea aceasta, dar ce trebuie să caut eu mai exact? Habar n-am, sincer. Dar ar trebui să mergem în partea aceea, la insula cealaltă, unde se află casa, pentru că acolo la casă poate găsim ceva, poate găsim niște indicii ca să ajungem și noi să scăpăm de aici, că n-aș vrea să mai stau mai mult atât. Încă puțin. Mai am 3 la inimă, 3 la inimă mai am. Nu. Ok, l-am găsit pe cine. Acesta este traderul de care se vorbea acolo la început. Nu, stați că nu e bine. Să urc repede. Gata. În sfârșit am scăpat. Salut tradere. Ok, deci ce trebuie să iau eu pe aici? Ok, mamă, sabie de iron. Perfect. Iau niște cărbune, aveam. Bine, nu cred că trebuia să iau sabia de iron, trebuia să iau mai bine, să iau altceva ca să mănânc, să am și niște chestii, că n-am de mâncare, n-am, trebuia să-mi iau armură. Ok, vedeți că avem pe aici niște wheat și pe aici iau tot wheat-ul acesta și cu acesta o să-mi fac mâncare. E bine, am găsit și mâncare, că aveam nevoie 100%, sincer, de mâncare. Dacă nu găseam, cred că muream, pentru că am văzut cum au atacat, mai am 3 la inimă, nu știu ce se întâmplă, dar totuși, haideți să vedem ce să facem de acum încolo, să vedem cum o să scăpăm de aici, pentru că n-aș vrea să mai stau, sincer, adică nu cred că ar vrea nimeni să rămână singur pe o insulă, pe un raft și să fie înconjurat de rechin, cred că nu, nici la cel mai mare dușman nu i-aș dori chestia aceasta. Totul este bine, este minunat acum, am mâncare, am de toate, am și o viață full aproape, acum se face și acum este și zi afară, ce mai bine decât atât, avem și niște case pe aici, hai să vedem totul, să explorăm, ok, în cizi nu se află nimic, am înțeles, ok, oricum pe aici sunt niște paturi, după cum te-am zis, mamă, dar am pe unde să dorm, sincer, adică aș putea să dorm aici, păi eu credeam că, adică mi se pare cât de cât ok, pe lângă faptul că suntem cu, adică mă aflu eu cu niște rechini pe aici, pe lângă mine, totuși e ok, pentru că am găsit această insulă, cred că pot să dorm și eu pe aici, totuși, dar să vedem dacă mai am ceva de aici, dar nu cred că mai am nimic, sincer. Ok, mamă, deci putem să le facem de asta, ok, doar atât, din păcate, ne punem pe noi, este bine, măcar atât, ce spiritul să-l avem, și acum, haideți să vedem
vedem să explorăm pe aici ce se mai află. Am intrat mai devreme pe aici, nu se afla tot așa nimic, nu se află nimic. Ok, vedem că sunt pe aici niște animale, niște găini. Ok, s-a făcut puiul, bun, bun, puiuțu. Acum haideți să urcăm pe aici să vedem dacă găsim și noi ceva. Bă, dar eu nu știu sincer ce trebuie să fac. Adică, ok, trebuie să locuiesc aici să supraviețuiesc, dar nu cred că trebuie să ajung. Adică, nu știu cum pot eu să ajung înapoi acasă. Sper totuși să ajung într-un final, dar haideți să plecăm de aici. Plec de aici că n-am ce să mai fac. Mă duc în ok, vedem acolo ceva. Oare să mergem acolo sau să mergem în partea cealaltă? Nu știu, mă gândesc și dar parcă și nu, cred că merg în partea cealaltă. Cred că merg în partea cealaltă. Și să sperăm că nu mai dăm de probleme, că după cum puteți vedea, nu știu cum mai pot eu să plec de aici. Uitați-vă câți rechin sunt pe aici, bă, frate, ce sunt atâția rechin prin apă? Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Sunt o bă, ce a dat? Bă, nu, ajutor, rechinii. Mă stă puțin. Mă, cum a dat rechin? Ok, deci rechinul urca pe aia. Ok, deci rechinul dă, are super puteri, dă de la distanță, dă prin toate astea. Ok, nu trebuie să mai bag cu niciun rechin, trebuie să am grijă. Ok, haideți că dau astea și da, nu se mai întâmplă nimic. Mamă, vedeți că rechinii ăștia vin așa după mine? Bă, eu nu înțeleg cum adică să dea un rechin așa ceva, nici nu s-a urcat nimic. Ok, deci aici tot așa sunt super puteri, dar Darusel cu magiile lui de la vrăjitor le-a pus și pe rechini, am înțeles. Dar Darusel ca să-mi facă mie prank-ul și mai mare, adică să-mi facă challenge-ul cât mai greu. Ok, am înțeles care e treaba. Mersi, Darusel, ce să spun? Chiar ești un prieten foarte bun. Nu. Adică, ce prieten ar face așa ceva, pe bune? Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi ați avea un prieten ca acesta să vă pună chestii de astea, dacă ați fi de acord. Adică ce părere ați avea voi dacă vi s-ar întâmpla vă chestia aceasta? Pentru că să vă pună un prieten la asemenea provocare, nu cred că e foarte bine, sincer. Ok, am străbătut drumul până la insula aceasta, ca de fapt să-mi dau seama că aici nu se află absolut nimic. Adică nu se află nimic pe insula aceasta, nu știu ce trebuie să fac. Adică, pe bune, am venit până aici, am străbătut drum degeaba. Practic nu se mai vede nimic. Ok, acum să vedem insula în parte. Uitați-vă cât am stat să ajung până aici, ca de fapt să nu fie nimic. Cred că mai bine ascultam instinctul, cum am spus prima oară, și mă duceam la insula aceea de acolo, pentru că aici nu e absolut nimic și mi-am pierdut timpul degeaba. Practic puteam să mor, dar vedem că se mai află niște chestii așa prin apă. Nu știu ce sunt alea pe acolo, dar nu vreau. Bă, eu chiar vreau să scap de aici, nu știu pe unde să merg. Ok, cred că ar fi o variantă să mă duc la jungla aceea unde era insula aceea mare. Cred că ar fi cea mai bună variantă. Ok, mai avem foarte puțin și ajungem pe insula aceasta, unde cred eu totuși că de aici, dacă coborăm foarte, foarte frumos și o să mergem așa în partea aceasta, o să dăm de orașul nostru, pentru că nu cred că m-ar fi dus Darusel cu Alice undeva foarte, foarte departe. Totuși, sincer, nu știu absolut nimic, pentru că m-au adormit cu o chestie, nu știu cum au făcut Darusel cu vrăjitoriile lui, cu toate alea, dar haideți să vedem să ajungem repede acasă. Poate ajungem acasă, mi-ar conveni foarte, foarte bine, ar fi foarte frumos să ajungem acasă, pentru că după cum puteți vedea, eu mă aflu aici și nu știu absolut nimic, sunt căpiat, nu știu ce să fac, nu știu pe unde să merg, nu știu ce să fac, absolut n-am nicio idee, deja cred că nebunesc aici dacă mai stau mult timp pe insula aceasta, dar haideți să mergem acum repede spre casă. Bine, să sperăm că găsim casa și da, vedem că se face noapte totuși, să sperăm că o să fie totul bine și că nu o să mai întâmpinăm probleme pe aici cu alte chestii, alte creaturi cum ar veni, pentru că ați văzut, erau foarte mulți delfini pe acolo, delfinii erau ok, dar rechinii aceia nu prea erau prietenii sincer, adică mai avem puțin și muream, dar nu mai sunt mai mult la vorbă. Mergem pe aici să nu se facă noapte și să ajungem cât mai rapid acasă, pentru că eu cred că mai avem foarte puțin și o să ajungem acasă, Doamne ajută. Încă puțin, mai am foarte puțin să ajung. Uitați-vă puțin că am ajuns, mamă, deci chiar era casa noastră, că chiar era orașul în partea aceasta și vedeți că suntem foarte aproape de casa noastră. După cum puteți vedea, sunt acolo construcțiile pe care le făceam la concursul de construit. Aici se află farul, uitați, casa bunicilui, dar este totul foarte, foarte bine. În sfârșit am ajuns, bă, mai am foarte puțin aici, trebuie să mai înot puțin ca să ajung totuși acasă. Vedem că în partea asta pe la noi nu se află rechin și totul este bine, pentru că la noi orașul este mai liniștit, bine, pe lângă faptul că e Darusel și cu Alex în oraș, asta e partea a doua, dar acum mergem pe aici să vedem pe unde putem urca noi, că vedem că nu prea avem pe unde să urcăm pe aici. Ok, da, mașina mea care a rămas expoziție aici, a rămas cum ar veni o epavă, cum s-ar spune, sincer, și da, nu mai zice nimic, da, știți ce a făcut Darusel atunci, în fine, nu mă interesează asta. Acum haideți să mergem ușor, ușor, deci mi se pare că prin partea aceasta puteam să urcăm, gata, mai avem foarte puțin și acum pășim foarte frumos, mamă, când stăteam cu Darusel acolo la bunica lui, cât de frumos era, mamă, dar nu, ok, gata, am ajuns pe țărm, ok, am ajuns pe țărm, acum trebuie să ajung repede acasă la Darusel și la Alice, ca să le zic și eu, așa, să le zic câteva chestii, că totuși, mie nu mi se pare normal să fac așa ceva la un prieten, adică măcar dăm dădeau și mie mai multe detalii, că habar n-am, dar totuși m-am descurcat singur și am ajuns într-un final acasă și asta e tot ce contează. În sfârșit am ajuns și eu acasă, nu mai pot, bă, nu mi se mai pare normal, bă, totuși, ce mi-au făcut ăștia, mi-au făcut o mare chestie, adică acum trebuie să mă duc repede la ei, că chiar sunt curios, acum mă duc direct la Darusel, vreau să mă iau pe bune, de nu înțeleg de ce mi-au făcut asta, trebuie să trec și pe la Alice, dar prima oară trec pe la Darusel, că sigur a fost ideea lui, dar nu mai interesează asta, hai să intru acum repede în cameră.
Alice, Alice, deci cred că le-a rafat la mâine deja, bă, Rafa. Ăsta, o secundă, bă, nu sunt acolo, bă. Cum a ajuns acolo, cum n-am mâncat, bă, rechinii? Să zic că sigur o să-l mănânce rechinii din primul minut. Nici nu cred că rezist un minut, de fapt. Eu cred că deja l-am mâncat, bă. Ia să cici. Auziți, stați puțin, ce vorbiți voi aici? Ce? Stați puțin, voi de ce m-ați dus pe mine? De ce m-ați dus acolo pe o insulă pustie, pe un raft plin de rechini? De ce m-ați dus acolo în mijlocul oceanului? De ce? Bă, Rafale, pentru că ești fraier. Wow, foarte frumos. Alice, tu ai ceva de spus? Bă, stai așa că eu chiar am ceva să te întreb. Cum ai scăpat tu de toate animalele alea de acolo? Cum ai reușit să ajungi înapoi? Da, bă, cum, bă, Rafale, bă, animalele, bă, când le-am văzut pe site, m-am speriat, bă, Rafale, când le-am văzut pe site. Când le-ai văzut pe site, bă, ce să mă, dar să mă stați puțin, voi m-ați băgat într-un concurs de pe un site, m-ați înscris la un concurs sau ce mi-a făcut? Te-am vândut, bă, Rafale, te-am vândut la rechin, bă, era acolo, puneți mâncare la rechin și te-am pus puțin de ca mâncare la rechin. A, mâncare la rechin, da, ești o veveriță. Ești o veveriță și perfect. Deci voi m-ați dus acolo să mă puneți ca mâncare la rechin. Dar de ce ați făcut voi treaba asta? Toată treaba asta, de ce ați vrut să mă duceți pe mine acolo? Pentru ce? Păi, fii atent. Ți-am zis că tu mereu ne faci prank-uri, ne provoci așa. Și am zis că te provocăm noi acum. A, și voi nu faceți prank-uri? Noi suntem cuminți. Sunteți cuminți. Auziți, știți ce am găsit eu printr-o pădure? Probabil știți pădurea aia pe acolo. Eu părăia pe o pădure pe acolo și am găsit ceva. Deci voi mi-ați făcut treaba asta să vă bate joc de mine, nu? Da, ce fraier ești. Da, dar răsele, știți, cred că tu ai venit cu ideea. Eu te ce am eu mână, dar răsele. Uite, ia stați puțin. Alice, ia spune, cine a venit cu ideea, Alice? Mai el o brot. Nu, ușit. Dar răsele, Alice a zis cumva că tu ai venit cu ideea și așa eram și eu de părerea asta, dar răsele. Ai ceva de spus? Ai ceva de spus, dar răsele? Da, clasic, ca de fiecare dată, dar răsele, asta de invizibilitate și scapă. Bă, nu, gata, dar răsele, bă, eu glumeam. Șeful tău. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.